Duatlonul este dedicat casei regale a României și este organizat an de an de către Invictus România, asociație aflată sub patronajul alteței sale regale, principele Radu. O ediție, să zicem, sub semnul belșugului pentru că a plouat, dar și sub semnul curajului pentru că foarte mulți concurenți au luat startul și ne-au arătat că, indiferent de vreme, se poate concura și se poate câștiga. Participarea la competiție este gratuită și se adresează iubitorilor de sport de toate vârstele, profesioniști sau amatori. Invictus este despre recuperarea prin sport a tuturor celor care au suferit în viața lor un accident și faptul că noi, Armata, dăm un exemplu, are o logică, fiindcă este vorba despre cei care au fost răniți în teatrele de operații. Cea mai dificilă probă a fost cea de duatlon, în care concurenții au fost nevoiți să concureze pe bicicletă, apoi să alerge 8 km. Învingător a fost un francez stabilit în România din 2007. E prima dată în care particip la duatlon aici, în Curtea de Argeș. A fost frumos. Trasee, alergare, plecat toți împreună. Am dat tot ce am putut la cursa de bicicletă. Am prins câteva picături de ploi, am răcit și ne-am încălzit ea la alergare. Printre participanți s-a aflat și singura persoană cu handicap care a reușit să termine unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, ce se desfășoară în Italia pe 25 de munți de peste 2000 de metri altitudine. Am reușit să finalizez turul giganților din Alpi. Pentru prima dată a fost la finish o persoană cu handicap peste poarta de linii, linia de finish cu 330 de km, cu 24.000 diferență de nivel cumulat prin munți. La final, toată lumea s-a bucurat de premii, dar mai ales de practicarea sportului în aer liber. Ne-a plăcut amândouă. N-a fost nici ușor, dar a fost plăcut. În familie ați alergat? În familie am alergat. Am avut la copii, în jur de 150 de copii, participanți la toate probele, și peste 200-220 de adulți participanți la toate probele. Cred că este cel mai mare număr de participanți de până acum, în ciuda vremii nefavorabile care am avut-o. Prima ediție a duatlonului de la Curtea de Argeș a avut loc pe data de 11 noiembrie 2017. Fiecare an ce a urmat, aducând un suflu nou, obiectivul principal al evenimentului fiind acela de a-i ajuta pe soldații răniți în teatrele de operațiuni să se recupereze prin sport.